Terminarea timbrului de mediu de la 1 februarie a provocat o aglomerație uriașă la ghișele instituțiilor. Numai ieri, peste 10.000 de oameni și-au înmatriculat autoturismele, bucuroși că nu trebuie să mai plătească taxa suplimentară. Pentru cei care au achitat deja timbrul, urmează un drum lung și anevoios prin instanță. După ce a încasat cu două mâini, statul dă banii înapoi cu una. Full contact, full tot. Plin aici. Ieri am pierdut aici aproape 8 ore. Dimineața am venit la 7 fără un sfert. Am avut noroc că am prins printre ultimii pe listă și tot am bon 160. Bucureștinii s-au înghesuit încă de dinainte de răsăritul soarelui la direcția de înmatriculări din București. Pentru Ștefan, eliminarea timbrului de mediu este cea mai bună veste din ultimii ani. Aștept legea asta de mult să scoată taxa aia, deci am achiziționat o mașină în 2012, aproape nouă. Și mi s-a pus o taxă aberantă de aproape 2000 de euro. Numărul solicitărilor de înmatriculare a ajuns la un nou record imediat după eliminarea taxei. La nivelul municipiului București, dacă într-o zi normală de lucru, să-i spunem, se procesau în jur de 300-400 de solicitări, numărul acestora, după data de 1 februarie, aproape că s-a triplat. Situația este la fel în toată țara. 10.000 de oameni s-au prezentat la ghișeile direcțiilor de înmatriculări doar în cursul zilei de ieri. În timp ce unii se bucură de eliminarea taxei, alții se gândesc cum să-și recupereze banii deja plătiți atunci când au înmatriculat mașina. Procedura este să duceți în instanță pentru recuperarea taxei, fie poate să facă o procedură de restituire pentru sumele astea. Nici noi nu vedem fluxul normal al lucrurilor. Deși statul este obligat să le restituie oamenilor taxa, birocrația pune piedici. Anul trecut, Ministerul Finanțelor a elaborat procedura de recuperare a banilor plătiți pe taxa de timbru, însă ea nu a fost publicată niciodată. Practic, guvernul are soluția, însă ea a fost abandonată. Așa că singura soluție a oamenilor rămâne instanța, însă procesul de recuperare a banilor este unul de durată. Într-un termen de un an de zile, plus procedura aceasta prealabilă, care ar trebui să nu fie mai mare de 30 de zile, ar trebui să aibă o hotărâre definitivă și să-și poată recupera banii. Statul s-ar putea trezi astfel cu sute de mii de procese, dar și datorii de câteva miliarde de lei. La momentul la care decizia rămâne definitivă și am vrea efectiv să recuperăm suma de bani și statul nu ne pune la dispoziție, putem apela la un executor judecătoresc care practic își va lua efectiv banii din conturile trezoreriei. Eliminarea timbrului de mediu are și dezavantaje, spun specialiștii. Va crește numărul mașinilor vechi aduse din străinătate. În prezent, pentru fiecare mașină nouă, alte patru mașini second-hand sunt cumpărate de români.